Domnul profesor a spus adineori că e o carte ieșită din comun și are într-o totul dreptate, numai că aș pune o mică nuanță. Există cărți de care această carte mi-au adus aminte și una dintre ele se cheamă Alfabetul Doamnelor, pentru că e tot o radiografie a unor întâmplări sau unor fapte sau unor personaje palpabile pe care să le deducem cu toții din paginile ficțiunilor. Despre acest dicționar al locurilor literare bucureștene, țin să spun din capul locului că e o carte foarte frumoasă și o carte foarte corectă, în egală măsură. O să flanez un pic deasupra acestor străzi, nu mă voi apuca, fiind vorba de un dicționar, chiar să vă zic loc cu loc despre ce-i vorba, pentru că sunt convins, în mod latent, fiecare dintre dumneavoastră posedă în minte un microdicționar, un mic glosar personal de asemenea locuri. Ei bine, după părerea mea, acest dicționar al Corinei Ciocărlie și al Andrei Răzuceanu ne face un enorm bine, pentru că ne sporește lista de informații personale. Toți ne gândim, sigur, la Caragiale, la strada Sabienții, la strada Pacienții, la bulevardele lui, la șoseaua lui Caragiale. Ne gândim, știu eu, chiar la un personaj mai puțin fast al istoriei noastre literare, da? Un scriitor mai greu de ocolit, cum e Eugen Barbu, cu a lui groapă aflată undeva în capătul Căii Bitiței. Ne gândim la Mircea Cărtărescu, care de la debutul său în proză, dar chiar mai devreme, încă de la debutul său în poezie, a marcat definitiv câteva locuri în spațiile noastre mentale. Ce fac însă Corina Ciocărlie și Andreea Răzuceanu este să transforme aceste locuri. Nu sunt doar străzi, sunt chiar locuri, sunt hoteluri, sunt cinematografe, în adevărate personaje cu stare civilă legitimă, cum s-a spus. Și nu e întâmplător că, tot e zi electorală, nu e întâmplător că fiecare dintre capitole debutează cu un soi de mic buletin de identitate, un soi de mic fragment în care este expusă istoria, ca istoria locului, istoria pur științifică și pur cadastrală, să zic așa, a locului, după care intrăm într-o veritabilă poveste a acestei cărți, în ceea ce verifică nu doar felul în care străzile, locurile, oamenii apar aici, ci mai mult decât atât un soi de temperatură și de temperament al fiecărui loc. Avem o hartă colorată afectivă. Cismiciului Caragiale de Pintă e verificat la toate încheierurile lui, până când finalul ajunge să ne spună, da, însă această grădină frumoasă pe care o regăsim și în Traii de Curtea Veche, pe care o regăsim și în literatura secolului al XIX-lea masiv, fiindcă Cismiciul e un produs de secolul al XIX-lea, are totuși, din loc în loc, trimiteri către scene mai puțin avoabile sau chiar către scene tragice, cum e acel faimos 1 aprilie Caragiale, unde, nu-i așa, personajul emblem al lui Caragiale moare pe movila din Cismiciu, mitică. Mai mult decât atât, ce e impresionant în această carte e faptul că ea, în totul lui tot, arată ca un roman. Sigur, ăsta e un clișeu al lansărilor de carte și un clișeu al recenzilor. Toate cărțile se citesc negreșit, ca și cum ar fi niște cărți de proză. Se citesc negreșit cu sufletul la gură, dar de data asta vă rog să mă credeți că așa și e. Vă rog să mă credeți că există o structură romanescă în această carte care trece ca un fir roșu prin foarte multe, prin mai toate romanele și mai toate prozele scurte românești. Nu întâmplător avem zone care se echilibrează unele cu altele, avem spații care comunică unele cu altele, avem trimiteri din loc în loc.
așa încât să putem restitui ca într-o hartă virtuală tot ceea ce știm sau am vrea să știm. Și mai mult decât atât, e un roman al literaturii române. N-am făcut un calcul exact, nu-mi dau seama în momentul ăsta care e prima dintre cărțile care apar, dar probabil că bibliografia Corinei Ciocârlie și Andrei Răzuceanu începe undeva de pe la Nicolae Filimon și sfârșește cu, dacă e să fim atenți la cronologie, cu Filip Florian, cu Mircea Cărtărescu, cel din Solenoid, cu Ioana Pârvulescu din Viața începe zile, prin urmare cu cărți care au apărut, nu știu, acum 2, 3, 4, 5 ani. E o istorie a literaturii secvențializată, dar lipsită de academism și lipsită de acel cote antipatic pe care de obicei cărțile didactice îl au. De aceea spun că se citește ca un roman și nu ca un dicționar. Dicționarele, ca și enciclopediile, ca și istoriile generice, se răsfoiesc, se consultă. Asta e misiunea lor. Cartea asta se citește cu adevărat. Și mai mult decât atât, are un efect provocator asupra empatiei cititorului ei. Vă zic foarte sincer, pentru că m-am trezit pus în situația asta. Anume, odată ce am încheiat lectura, sau chiar în timp ce mă aflam în mijlocul lecturii, începeam să construiesc eu însumi scenarii paralele, întrebându-mă de pildă cum ar arăta o asemenea harta a Bucureștiului extinsă asupra poeților români, sau cum ar arăta o asemenea harta a Bucureștiului extinsă asupra micilor biografii ale scriitorilor români. Chiar dacă ele nu apar consemnate ficțional, ele se găsesc cumva în textura acestei cărți și care, să spuneam, pe de o parte încântă, pe de altă parte inspiră. Așa încât mă simt într-o situație destul de stranie, aceea de a vorbi despre o carte foarte serioasă, ca și cum aș vorbi despre o carte care pur și simplu mi-a plăcut. Dar nu e nimic contrastant în lucrul ăsta, e doar bucuria de a da peste un asemenea obiect literar, e și aproape de nicăieri, pentru care și Corina Ciocârlie și Andreea Răsuceanu merită toate felicitările.